Bună seara, prieteni, bun găsit la Sportul Gojean. Vă spune Cătălin Pastră, în această seară vorbim despre Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu, pentru că încă două adiții la nivel administrativ și o să înceapă cât de curând și treaba la CSM. Ca orice entitate sportivă aflată la început de drum, nu este, bineînțeles, un drum ușor, chiar este un drum anevoios, având în vedere că sunt mai multe păreri legate de Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu, dar până la urmă trebuie să ținem cont de părerile celor care conduc această entitate și tocmai de aceea l-am invitat în această seară pe domnul Robert Băleț, directorul CSM Târgu Jiu. Bună seara, domnule Băleț, și bine ați revenit la Sportul Gojean. Bună seara ție și telespectatorilor tăi. Așadar, doi experți. Vorbim de secția de basket, vorbim de secția de handbal și vorbim de doi foști sportivi care au scris o pagină de istorie aici la Târgu Jiu. Mă refer la Dan Ilieș și Adrian Roșu. Cum ați primit aceste numiri? Numiri, de fapt, concursuri au fost pentru cei doi care au câștigat probele, au fost singurii candidați, să spunem, și până la urmă, dacă este să judecăm din acest punct de vedere, sunt semne îmbucurătoare că doi foști oameni care au fost în fenomen, Adi Roșu încă mai este în fenomen și ca jucător, s-au angrenat la această muncă sau vor începe treaba în curând. În ce relație sunteți cu cei doi oameni de sport și dacă ați pus așa o strategie la bătaie pentru perioada următoare? Da, îți dai seama că mă bucur foarte mult că s-au ocupat aceste două posturi. Eu am așteptat cât mai mult lume la acest concurs. Mă bucur că cineva a avut curajul, pentru că nu o să fie o muncă foarte, foarte ușoară, fiind la început de drum. Mă bucur pentru curajul avut, că au vrut să vină în cadrul acestui club. Sper să facem lucruri mărețe împreună și sunt convins, mă bazez pe tinerețea lor și pe experiența sportivă ca și sportiv, pentru că dacă au ajuns ca și sportiv să aibă performanță, sunt convins că măcar vor încerca să se egaleze pe partea aceasta. Bun, vorbim la început de drum de proiecte care au în centru copiii din municipiul Târgu Jiu. Cel puțin asta am înțeles, mai ales dacă vorbim de handbal și, bineînțeles, e inevitabil și la basket să pornim tot pe același drum, pentru că, din câte am înțeles, jucători străini nu sunt admiși în această etapă din care va porni CSM Târgu Jiu. Da, aș... Mă repet, am mai discutat cu tine și tot aici în studio. Lucrurile nu sunt de departe de a fi clare și foarte bune la CSM-ul. De când am venit a fost mereu o luptă, nu înțeleg nici acum de ce. N-a fost lună să nu fie o ceartă în Consiliul Local pe tema CSM-ului, iar n-am înțeles de ce, pentru că nici măcar n-a început sezonul 2019-2020, nici măcar n-am reușit să intru în perioada precompetițională de antrenamente, pentru că de acum încolo va începe de la sfârșitul acestei luni și au fost tot felul de șicane. Am ajuns să înțeleg mai multe lucruri și mi-am dat seama că anumiți oameni chiar nu vor să se facă treabă la acest CSM. Cine sunt acești oameni? Acești oameni sunt, te invit și săptămâna, pe 29, când e următoarea ședință, aceiași oameni care mereu vociferează și mereu au o problemă. Unii din ei, iertat, fie aprecierea... Consilierul local, normal. Bun, și în acest stadiu în care este CSM Târgu Jiu acum, ce mai au de reproșat? Că nu prea înțeleg. Păi n-au nimic de reproșat. Ei s-au obișnuit ca nimeni să nu-i contrazică. Acum, dacă de 15 ani sau de câți ani nu s-a făcut nimic, acum, dintr-o dată, au devenit mari specialiști în sport. Dintr-o dată le știu pe toate și vor. Ți-am zis, dacă trecea un an de zile și aveam... competițiile și nu se făceau lucruri bune la acest club, puteam să zic, da, tăceam din gură și poate aveau dreptate. Dar nici măcar n-a început nimic, pentru că știm că de-abia s-a terminat sezonul competițional și acum încep recrutările de sportivi și tot s-au găsit motive. Cum ar fi? Cum ar fi orice s-a găsit. Nu, n-a fost ședință. Să începem cu
aprobarea bugetului. E simplu. A fost, multă lume a zis că am cerut de nebun 20 de miliarde. Am cerut pentru că vreau să... Da, atunci mi-am s-au ridicat unele voci, printre care domnul viceprimar Adrian Tudor. Dau doar un exemplu, domnul Lădaru, dacă... Bun, s-a zis că e mult, că e foarte mult, că sunt prea mulți bani, nu erau prea mulți bani, s-a ajuns într-un final ca pentru sport să fie alocați 9 miliarde 600, cam așa. Deci nici jumate din suma pe care a cerut-o. Bun, în ședința de consiliu, când totul a fost aprobat, împreună cu comitetul director și am aprobat, am împărțit acei bănuți, să facem ceva treabă, adică în echipa de basket de seniori, în echipa de handbal feminin seniori, adică preluarea de la LPS într-un contract de colaborare cu ei sportivă, să preiau acea echipă, să merg în continuare cu ea și să vedem ce mai alocăm, să mai facem și ceva grupe de copii, pentru că așa am declarat dintotdeauna că vom merge și pe copii și juniori foarte, foarte mult. Atunci s-a ridicat cineva din sală și a propus ca din acei 9 miliarde 600 să ne mai taie 3. Deci rămâneam la vreo 6 miliarde. Gândește că cu 6 miliarde nu era imposibil. Și care a fost justificarea când vi s-a spus? Justificarea, n-a fost nicio justificare. A zis că mulți, că na, de ce să fie, că au fost, un argument a fost că să ia de la mine cele 3 miliarde de la CSM-ul și să le dea pentru măririle de salarii. Cele povestea 3%, 5%, 10%. Da, când domnii în care eu m-am ridicat atunci, da, și am zis 10% inițial. Eu l-am spus atunci, ok, sunt de acord. Sincer, pentru că nu mai e acolo, deja când ne ajungi în consiliul local sunt alți oameni, dacă îi vezi pe stradă nu mai sunt. Și am zis deci, ok. Deci înțelegem bine povestea. Deci și prima întâlnire. Și oamenii care se uită la noi. Consilierii noștri locali au vrut să ia bani de la clubul sportiv municipal. Da. Este televizată. Da, de să ia bani de la clubul sportiv municipal, aproape jumătate din buget. Nu jumătate. Mă rog, 3 miliarde din 9 miliarde, nu? Da, din 9 jumătate. Poate am exagerat puțin. Mă rog, să ia 3 miliarde din astea 9 miliarde, bani alocați în principal copiilor. Da. Și să le pună dumnealor la salarii. Da. Este o ședință de consiliu care a fost televizată, sunt probe, adică asta a fost prima șicană. Asta după ce discutați cu comitetul director aprobarea acelor echipe. Totul era clar. Culmea că și comitetul director care era, erau tot cei patru consilieri și n-am mai înțeles. Aia a fost prima. Și a urmat mereu și mereu și mereu. Nu e problemă. Eu nu mă plâng. N-am venit aici să mă plâng și nu mă voi plânge niciodată. Pentru că dacă am pornit la acest drum, o să și reușesc. 100%. Pentru că acum mi se impune un protocol. Mi se bagă pe gât, de fapt. Eu nu o să pot să semnez niciodată ceva ce îmi bagă cineva pe gât, indiferent cine ar fi. O eventuală colaborare cu LPS Târgu Jiu, da. Ca să fie foarte clar. Haideți să înțeleagă și oamenii care se uită la noi, pentru că poate nu toți telespectatorii noștri cunosc situația. Să începem cu începutul. Dumneavoastră ați prevăzut în acel buget? Am prevăzut o echipă de handbal feminin senioare, preluarea care s-o de la LPS. LPS în colaborare cu ei și să-i ajut normal cu junioarele 1, care sunt ale lor de drept, să joace cu dublă legitimare la ei și pentru ei. A fost o discuție înainte de a face acest buget. Deci, cu practic, dânsii. Să preluați echipa care a jucat în divizia anul trecut, mă rog, Liga II. Nu cu rezultate foarte bune, dar am zis, hai să mergem să încercăm și să dăm o continuitate fetelor care vin din urmă. Corect. Am alocat, cred că, mai mult de jumate din bugetul secției de handbal acestei colaborări cu LPS. Sunt hârtii scrise și aprobate în Consiliul Local. Deci nu vorbesc ceva care nu există scriptic. Există. Bun, au urmat discuții de enori. Am fost la liceu sportiv. Antrenorii de acolo sunt marturi că am discutat de atâtea ori. Nu mai am bani pentru altceva, să mă implic în altceva. Cu toate că sunt grupe și acolo, recunosc, și sunt profesori foarte buni și sunt grupe care promit. Și le-am spus, dacă nu se va face acest proiect cu echipa, pentru că, din ce am înțeles, nu mai prea există materialul, deci fetele. Asta ar fi principala problemă, dar nu mai există materialul. Da, da. Pur și simplu am întâlnit o situație incredibilă. Nu mai există nici măcar fetele care au fost anul trecut. Mai sunt 4-5 jucătoare de juniori 1 și 3-4 care au terminat și care
eu nu pot să le conving cu forța să vină la CSM. Probabil că au alte planuri în viața lor. Am discutat cu ele, cred că, de 10 ori până acum. Și să le conving. Am discutat și cu ele personal. Nu, n-am avut nicio împotrivire. Deci fetele vor să vină să joace pentru CSM? Vor, sau nu vor, mai așteaptă. Da, mai așteaptă. Probabil că o avea alte oferte mult mai bune financiar, pentru că nu pot să le ofer contracte așa de mari, pentru că revenim la prima poveste cu banii alocați. Deci atunci vrei să-mi tai, dar acum vrei să-mi impui ceva în care eu nu am bani. Eu nu o să mă bag într-un proiect și la peste două luni să se termine. Dacă se vrea asta, eu nu o să fiu de acord cu ea. Vreau să fie ceva, o continuitate acestor, acestor grupe care se vor face și echipelor, pentru că nu vreau să dau kicks și să spună lumea că mi-am putut joc de acest contract de manager. Dar înțeleg că dumneavoastră nu sunteți obligat să semnați normal acel protocol cu LPS, chiar dacă ați prevăzut în buget anumit bani pentru echipa aceea. Cătălin, unde este statutul, cea mai mare problemă în acest moment? Statutul clubului spune clar că pot să fac orice colaborare, propun eu ca și director, identific o structură sau o echipă foarte bună și vin cu ea la comitetul director să o avizeze că e ok sau că nu e ok. Eu n-am ajuns încă cu acest protocol cu LPS-ul pentru că nu m-am înțeles cu ei încă. Dacă mâine mă pun la masă iară cu ei, că acum mai nou facem schimb de hârtii, de parcă nu stăm în Târgu Jiu, și eu și directorul de la LPS. Noi stăm în Târgu Jiu și avem... Ce înseamnă că face schimb de... Da, facem, m-am trezit cu niște hârtii pe adresa clubului să dau niște răspunsuri. Eu le-am răspuns acum și i-am rugat foarte frumos să... A, corespondați cum ar veni. Da, spuneți, nu mi se pare așa... Spuneți că o întâlnire față-n față ar fi mult mai... Am fost și față-n față. Ar fi mai ușor de reacție. Da, am fost față-n față. Deci, am fost data ori. Nu, singura problemă... Scol, când ați vorbit, singura... Nu, n-am avut nicio fel de problemă față-n față. Nu pot să spun așa ceva, nu mi-a zis omul nimic, că n-am avut nicio treabă. Că după aia mi-au venit adresele pe alt nume, adică nu la mine, la CSM, au venit pe numele comitetului director, pe al Consiliului Local. Nu mi s-a părut foarte în regulă, nu că, până la urmă, puteam să ne punem la masă să discutăm, cu toate că eu le repet și acum. Vreau să văd acele fete și le-am și cerut. Și bănuiesc că conducerea LPS ar fi, nu știu, fost fătuită de anumiți consilieri să facă lucrurile astea. Da, eu cred că da, 100%. Deci, mă rog, până la urmă ați considera că e tot un război politic aici, nu? 100%. Dar nu mai, trecem și peste asta. Să zicem, și azi m-am întâlnit cu... Nici mi-e frică să mai dau și numele de antrenori de acolo, că poate o să li se întâmplă ceva. M-am întâlnit, am mai discutat. Tot zicem că se face, pentru că vreau să fac această echipă. Într-un final, dacă nu se va putea, o să preiau cu drag. Că am văzut azi că mi-a propus un consilier local scris iară, că culmea și membru în comitetul meu director, ceea ce trebuia să propun, eu mi-a promis el. Și să susțin două echipe de la LPS, cu mare drag, încă o dată. O să iau banii de acolo, de la echipa... Dar o să fac același protocol cum l-a făcut LPS-ul anul trecut cu Energeticianul. Așa vreau să-l fac. Deci dacă la fotbal s-a putut, cred că se va putea și la handbal. Vreau să fie același protocol, să-mi dea jucătorii în prumut. Spuneți-ne despre protocol, da. Cum a fost încheiat între Energeticianul și LPS-ul? Eu știu că au fost jucătorii dați în prumut. Iau în prumut cele două grupe cu mare drag, pentru că sunt două grupe foarte bune. Cred că cu banii care am pentru echipa de Liga 1, cred că pot și 3. Și iau cu mare drag, pentru că copiii sunt chiar foarte buni. Antrenorii sunt foarte buni. Cu mare drag îi ajut. Pentru că eu nu o să pot... De mâine o să dau drumul la selecții, Cătălin. O să intru, o să dau și o să... Până la urmă eu sunt... multă lume îmi reproșează. Până la urmă sunt o persoană juridică ca și club. Eu trebuie să-mi urmăresc interesul clubului meu, să fie în avantajul clubului meu, pentru că pe mine mă vor trage la răspundere când nu o să fac treabă. N-am venit să mi se spună aici de X, Y sau Z ce trebuie să fac. O să fac și o să răspund pentru ceea ce fac. Dacă o să fac bine, o să stau. Dacă nu o să fac bine și nu o să am performanțe sau lumea nu o să fie mulțumită, o să plec. O să plec singur, nu trebuie să mă dea ei afară, că am mai plecat singur și de la Pandurii. Când tot aceiași oameni erau prin conducere și dădeau anumite hotărâri, de s-a dus și Pandurii. Da, în ce constau selecțiile astea despre care vorbeați? Păi lumea, și invit cu această
cu mare drag toți copiii din oraș să vină să dea selecții la toate categoriile de vârstă pe care o să le anunțe experții. Pentru că o să se constituie grupele. Eu nu o să mă opun la nimeni să vină la CSM. Dacă sunt copii foarte buni în orașul Târgu Jiu, să vină cu mare drag. Îi aștept. Îi aștept și vreau să facem performanță la CSM. Pentru ca în viitor, poate spre sfârșitul mandatului meu, dacă l-am, să fac niște echipe de seniori chiar în mare proporție din copii crescuți aici în oraș. Nu văd ce problemă ar fi dacă și LPS-ul ar face. Toate acele entități ar face și ar face treaba foarte bine și în final să încununăm finalul juniorilor la nivel de seniori. Adică să vină din toate părțile. Bun. Avem și niște întrebări de la oamenii mai mult sau mai puțin angrenați în fenomenele sportive, însă aș dori să urmărim mai înainte declarațiile de astăzi ale primarului municipiului Marcel Romanescu, care vorbește și despre această colaborare sau eventuală colaborare cu LPS Târgu Jiu și de asemenea primele reacții ale specialiștilor de la handbal și basket, Dan Ilie și Adrian Roș. Eu le doresc multă baftă, e adevărat, a fost o luptă destul de grea cu toți cei care, nu știu, și-au dorit sau au încercat mai mult să blocheze această activitate. Am foarte mare încredere. Cred că de data aceasta, privindu-i pe toți cei trei din fața dumneavoastră, nu cred că mai sunt semne de întrebare, sunt oameni care au reprezentat sau sportivi care au reprezentat cluburile din Târgu Jiu și le-au reprezentat cu cinste. Le mulțumesc că și-au asumat această mare responsabilitate, pentru că vorbim de un club care își începe activitatea și care va avea nevoie de tot sprijinul necesar din partea acestor factori de decizie. Sunt implicat cu tot ceea ce depinde de mine, cu latura financiară și cu tot sprijinul pe care îl pot acorda. Pe de altă parte, au mână liberă, Robert în primul rând ca și director al CSM-ului, dar și experții să încerce să facă performanță. O să vă aflați mai multe detalii de la cei trei reprezentanți ai CSM-ului. Eu le doresc de pe acum baftă și așa cum am discutat, mă interesează în mod deosebit partea de copii și juniori la Târgu Jiu. Nu o să cer din prima zi și nici nu putem să ne gândim la acest lucru performanță pentru prima ligă, la niciuna dintre cele două secții. Însă îmi doresc ca numărul celor care vor veni spre CSM să fie foarte mare și să le asigurăm toate condițiile pentru desfășurarea acestei activități la Târgu Jiu. Sunt extrem de încântat de faptul că astăzi echipa se conturează și sunt oameni de înaltă ținută morală și profesională. Sunt oameni care au activat și despre care eu am foarte puține lucruri de spus, pentru că spune activitatea din urma adânșilor foarte multe lucruri despre modul în care trebuie să se desfășoare. Sunt o echipă tânără, așa cum mi-am și dorit, și cred că vom face performanță. Au prioritate și din acest punct de vedere, de când s-a inaugurat sala sportului, au prioritate pentru sala sportului. Deci CSM-ul la acest moment, nu numai că are prioritate, are și gratuitate pentru folosirea sălii sporturilor din Târgu Jiu. Vom vedea exact ce vom face ulterior cu stadionul din Târgu Jiu, care va fi administrat, pentru că și aici au apărut discuții legate de CSM și stadionul din Târgu Jiu. Administrarea stadionului din Târgu Jiu se va face de către Direcția de Patrimoniu. Administrarea. Partea sportivă rămâne ca Robert împreună cu echipa să o discute cu Direcția de Patrimoniu și dacă este nevoie de anumite spații din stadion, putem să le oferim clubului sportiv municipal, care este clubul nostru al municipalității și trebuie să asigurăm toate condițiile pentru buna desfășurare a activității. Un parteneriat între două entități se face cu acordul CSM-ului. Nu ne poate impune nimeni reguli. Dacă a înțeles cineva că trebuie să ne impună anumite reguli, nu se vor putea impune. Asta e și discuția. Atât timp cât Robert are prevăzut bugetul pentru această echipă, deci în bugetul municipiului, este prevăzută această sumă pentru echipa de la LPS. Însă să nu înțelegă că odată ce noi am prevăzut acel buget, că bugetul poate fi ulterior redistribuit. Mai bine faci 7 grupe de handbal junior sau de basket, poți să duci bani în alte direcții, tot în sport, nu scoatem bani din CSM. Însă în momentul în care s-au văzut cu bani în buget și au imaginat că noi suntem aia sclavii de serviciu,
care trebuie să răspundă la niște comenzi. Nu! Dacă păstrăm, și aici trebuie păstrat o anumită grilă, trebuie păstrate anumite principii. Nu pot la basket să-i dau antrenorului la basket să discutăm 15 milioane pe lună, iar la handball, la echipa de senior, să vină să spună, dom'le, eu fără 1.000-1.500 de euro pe lună, nu vin antrenor sau nu vin jucătoare. Dacă nu păstrezi anumite limite ale modului în care finanțezi această activitate, riști la un moment dat, așa cum s-a și întâmplat în Târgu Jiu de foarte mult timp, ca toți banii care iai spre CSM să-i duci doar într-o singură direcție și din momentul ăla să se aleagă praful, pentru că ei, văzând că noi cedăm foarte ușor, o să ceară permanent, o să spună, dom'le, la anul ăsta ne dați 1000 de, să zicem, 1000 de lei pe jucătoare. La anul vrem 2000, peste 2 ani nu ajungem să ne condiționeze cineva. Trebuie să înțelegem, dacă discutăm de parteneriat, și am văzut și în ședința de consiliu că se pune presiunea asta nefirească, dom'le, nu vreți să faceți parteneriat cu LPS-ul? Ba da, vrem să facem, dar în condițiile stabilite de noi. Noi finanțăm activitatea. Primăria municipiului Târgu Jiu prin CSM finanțează activitatea. Păi puțin. Atât timp cât eu mă duc cu banul, eu le asigur condițiile, eu le pun la dispoziție sala, eu asigur finanțarea de bază, încă o dată, nu e niciun fel de problemă. Dacă era o problemă, atunci când s-a aprobat bugetul, și uitați-vă pe buget, nu introduceam LPS Târgu Jiu cu echipă de Liga a doua. Dacă aveam o problemă cu LPS-ul, dar să nu credă că ne-au prins la mijloc și în momentul de față bugetul pentru CSM îl vom duce spre LPS. Dacă se gândesc la un astfel de lucru, se înșală mamă. CSM-ul este entitate distinctă și poate face astfel de colaborări, fără criteriu politic. Vrem să le oferim posibilitatea copiilor să crească frumos, să crească așa cum trebuie, atunci când ajungem în prima ligă, să avem ani de zile, să nu mai cădem în a doua ligă sau așa mai departe. Să aibă continuitate. Și atunci, să ai continuitate, îți trebuie clădit o piramidă de jos. Adică plecăm de jos cum trebuie, suntem la început de drum, e un club nou, și asta îmi doresc. Copiii de la 14 de ani în jos, de 13-12 ani, vreau să încurajez să vină la sport, să vină către handball, să vină către basket, să vină să facă, nu se știe exact de unde iese câte un talent. Și atunci eu îi primesc chiar pe toți. Pe această cale vreau să anunț pe toți părinții să-și aducă copiii la sport și normal o să se facă selecție, unii o să fie mai buni, unii mai puțin buni. Și în funcție de asta o să clădim echipe de performanță. Ce antrenor aveți? Am vorbit cu mai multe persoane, deocamdată nu am niciun antrenor. Abia sunt de o zi în club și prima dată să vorbesc. Tot de Clubul Sportiv Municipal? De Clubul Sportiv Municipal. După ce experții, împreună cu Robert, o să-și creeze toată structura? Eu, din ce știu până acum, cel puțin 4 grupe o să fie, da, și fete și pe cel puțin. Pentru că am vorbit cu o grămadă de copii care practică handbalul și o să vină toți la CSM. Își doresc foarte mult, pentru că sunt condiții foarte bune. Eu aș vrea să și joc, deci clar, aș vrea să ajut echipa în continuare, deci ca și sportiv, că încă mai duc, dar asta o să aflu exact dacă sunt ceva conflicte. Exact. Găsim o variantă să și joace. Deci asta o să vedem atunci când se finalizează toate lucrurile și atunci vedem exact dacă la primul meci e acolo înseamnă că joc, dacă nu, nu. Andrei, oricum semnează din calitatea de expert pe care îl are, nu să semneze statul de plată. Statul să semneze Robert, așa că din punctul ăsta de vedere nu există niciun fel de incompatibilitate. Sper juridic să se găsească cea mai bună soluție cel puțin un an de zile să mai avem... Pentru că... Eu mai duc vreo 6. Nu, clubul va căpăta alte dimensiuni. La anul sunt convins că grupele de anul ăsta se vor înmulți. Da, ar fi bine să-l vedem pe Adi Roșu în continuare pe parchet, pentru că mai duce cel puțin 6 ani după propriile declarații și este deja naturalizat, e gorjean de-al nostru și a fost sufletul echipei ACS Târgu Jiu în sezonul trecut. Problemele sunt altele, sunt sigur că se va găsi modalitatea ca Adi Roșu să fie... sau să ocupe și un rol administrativ și să fie și acolo în teren pentru CSM Târgu Jiu. Acum să vorbim aplicat pe subiect, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Credeți că, până la urmă, echipa de senioare CSM Târgu Jiu va prinde conturi din acest sezon?
sau mai degrabă sunt șanse mici și se va merge tot pe, pe grupele de junior? Eu cred, pentru că dacă nu credeam, nu prevedeam acest buget. Cred în continuare că o să găsim soluțiile, pentru că nu este timpul pierdut și nu înțeleg ce atâta agitație, pentru că ei o să înceapă de-abia prin septembrie. Corect, pregătirile. Corect, aici vreau să ajung. Adică nu văd de ce se precipită totul, de ce se agită toți din cauza acestui CSM, de ce e atâta agitație că se face, că vrem ieri să se facă, alalteri, de ce... Lucrurile trebuie să se facă cum trebuie. Din punctul meu de vedere, dacă nu se fac cum trebuie pentru CSM, nu se vor face. Adică nu vreau să am o echipă, cum a fost cea de anul trecut, Cătălin, să pierd cu 50-10. Nu cât voi fi eu la CSM. Clar. Dacă se va face un proiect serios. Da, bine, dacă nu vreți să pierdeți cu 50-10, vă trebuie foarte multe jucătoare. Din câte am înțeles, nici măcar nu mai sunt jucătoarele de anul trecut. Ar mai trebui și ceva implanturi dacă... Da, dacă o să facem. O să facem. Să fie o serie echilibrată, adică să vă puteți bate cu 100%. 100%. N-am vorbit de aceste implanturi din alte părți, pentru că 100% o să aduc și câteva jucătoare cu experiență, care am vorbit cu diferiți sponsori și o să fie plătite de altfel, nu din ce am prevăzut eu acolo. Problema cea mai mare e că încă n-am identificat fetele de la LPS-ul. După atâta discuții și ultimele care am avut, ar fi 4-5 jucătoare care cred că doar face față. Asta e problema cea mai mare. Da. Domnul Radu Costel, antrenor la LPS, ne-a scris în felul următor, aflând că veți fi în studioul nostru. Spune așa dumneavoastră. De ce handbalul masculin la nivel de junior nu își găsește loc în organigrama CSM și s-a marșat direct și doar pe feminin? CSM înseamnă club sportiv municipal, asta ar însemna ca și grupele de la liceul sportiv Târgu Jiu băieți să încapă în urma unui parteneriat normal în ograda acestei unități. Mă tem că luptele colaterale vor afecta parcursul copiilor. Selecția nu se face doar prin curțile particularilor, ci și prin ale celor cu ștate vechi. Sunt lucruri de discutat, de pus la punct, dar observ un mic parteneriat strategic menit să ocolească anumite zone. Hai să începem. E o întrebare lungă și cu mai multe subpuncte. Prima dată, de ce handbalul masculin la nivel de junior nu își găsește loc în organigrama CSM? Da, este până la junior 4, pentru că, încă o dată repet, banii nu se ajungeau. Am făcut echipele de senior de basket și de... Deci un răspuns direct ar fi, nu sunt bani suficienți. Să fac toate grupele? Nu sunt. 100%. Poate domnul Radu Costel se referă și la, nu știu, la priorități pentru CSM. Nu, poate, eu n-am zis că nu e... Poate se întreabă de ce ați ales LPS-fete. Că nu, da, pentru că am avut o discuție înainte și am zis că fiind vârful piramidei, să încerc de acolo să o țin, să avem o tradiție, măcar în Liga a doua, și să vină din urmă fete. Cu toate că văd că nu prea... Da, mă rog. Dar avem și băieți, și mini-handball, și porțile o să fie deschise inclusiv pentru juniorii 3. Adică eu nu pot să țin jucătorii de la LPS sau de la nu știu unde, de la grupări să vină la mine. După 15 se vor începe antrenamentele în sala sporturilor. Eu nu pot să mă opresc să, când vin părinții cu copii, nu pot să le spun că nu iau, că sunt nu știu unde. Sau la ce școală sunt, sau ce... O să vină și o să, dacă sunt bun, o să joace la CSM. Când domnia sa se referă la selecția nu se face doar prin curțile particularilor, ci și prin ale celor cu ștate vechi. Credeți că se referă la, nu știu, la faptul că Dani Lieș este nou expert în handbal și are un club privat? Sau... Eu nu am niciun parteneriat. Nu, și n-o să... duce cu gândul undeva afirmația asta? Da, mă duce că e o părere personală, probabil. Eu nu o să fac parteneriat cu clubul lui Ilieș din privat. Clar, să știe toată lumea că nu o să-l fac. Dacă ei se așteptau să-l fac, dar nu pot să mă opun ca copiii aceia să vină la mine. Și cum nu o să mă ocup, o opun nici la jucătorii de la LPS dacă vor să vină la mine. Ar fi culmea. Când estimați că, ca să mutăm puțin discuția, CSM Târgu Jiu va avea echipă de handbal seniori? Astăzi Dani Ilieș afirma masculin. Că... Da, masculin. Astăzi Dani Ilieș a afirmat că estimează ca cel puțin 2 ani să crească anumiți juniori la club și apoi să intrăm în Liga a doua. E o estimare corectă din punctul ăsta de vedere? Cătălin, ajungem
Din iar nou, la buget, da? La buget. La buget. La prima întrebare. Când eu am cerut 20 de miliarde, lumea a râs. Și a zis că sunt mulți. Mi-au dat 9600. Au vrut să-mi taie și din cele 9.603. Cu ce crezi că puteam să... Eu nu pot să mă bazez doar pe sponsori, care se poate să vină. Atunci de ce nu s-au gândit că vor să facă aceste echipe? Și am făcut cu ce am putut. Încă de băieți există la UCB. Eu știu că există acea echipă. Și merge în continuare, din ce am înțeles. Excludeți deci, un parteneriat cu UCB? Păi iar ne toare. Nu exclud nimica. Nu exclud cu nimic. Cu nimeni nu exclud. Deci pur și simplu nu a fost buget. Am ales, exact, am ales, am zis, mă, dacă băieții... E o chestie de logică. Dacă băieții sunt prinși la UCB și există o continuitate și se bazează pe majoritatea din... De unde să luați iarăși materia primă, da? Asta e logica. Nu, dar ce rost avea să stric ce se construise acolo? Și am zis să preiau această echipă de copile ale PSU-ului. Costurile erau și mai mici. Recunosc că m-am gândit și la bani și am zis hai să o continui, că poate anul ăsta a fost un accident, cu puține îmbunătățiri o ducem mai sus până o să vină iar din urmă. Eu știu ce vrea Radu Costel. Este normal să-și dorească ca elevii lui să aibă continuitate, dar are la UCB, deocamdată. Bun. Aș vrea să fac, eu aș vrea Superliga, crede-mă. Vorbim de basket, echipă de senior, asta vom avea. 100%. Da. Între timp, pe pagina emisiunii noastre se vorbește de fotbal. Domnul Constantin Andriucă spune următor: la CSM nu există decât handbal și basket. Întrebare retorică, bineînțeles. Și apoi susține domnia sa: primăria CSM dă bani la un club privat și dă credibilitate, de exemplu, la CS Infinit și nu dă LPS-ului, care sunt subordonați primăriei cu antrenori, profesori calificați și profesioniști. Mă repet, n-am încheiat niciun contract de parteneriat cu vreun club privat. Este simplu. Tot aceeași întrebare, aceeași întrebare. Există vreun parteneriat al CSM-ului cu acest club Infinit? Eu nu l-am văzut, sincer. Pe viitor vă gândiți la o secție de fotbal în funcție de buget? Poate. Eu aș vrea mâine dacă aș putea. Da, deci întrebările sunt foarte simple pentru mine. Adică și mi se par puse, mă mir că niște oameni profesioniști îmi pun aceste întrebări. Încă eu n-am făcut niciun parteneriat, singurul parteneriat care ai făcut este cu CSS-ul pe basket. În rest, n-am niciun parteneriat făcut la ora actuală. Ne scrie domnul Daniel Pelciuc, care spune următor: Panduri este club privat, întreabă, pe terenul de iarbă sau terenul de iarbă, de ce nu-l pot folosi și sportivii de la LPS sau alte școli de fotbal? Din asta mă depășește. Vă privește, da, întrebarea asta. Bun. CSM se pare că a stârnit imaginația multora. Deocamdată suntem doar la început. Primăria oferă niște facilități, cum ar fi folosirea sălii sporturilor gratuit, da? Da, foarte important. Vorbeați la un moment dat că de pe 15 iulie va începe activitatea. Da. La ce vă referiți, mai exact? Păi o să înceapă, ce ți-am zis, selecțiile la copii și juniori. Vorbim și de handbal și de basket aici. Deocamdată doar de handbal, pentru că basketul a fost puțin mai, s-a întârziat sezonul trecut și copiii mai pleacă și în vacanțe și e normal să mai plece. Da. Dacă o să treci de pe 15 încolo pe la sala sportului, o să vezi activitate. Da, și activitate intensă ar trebui. Sper ca într-un final, peste o lună de zile, de dimineață până seara, să facă antrenamente în sala sporturilor, pentru că e păcat să nu o folosim pentru sport. Ca să știe și oamenii care nu au fost prezenți astăzi la conferință, culorile clubului alb-albastru vor albastru, apărea... Albastru cu alb. Albastru cu alb. Vor apărea în perioada următoare. Bineînțeles, depind și aceste lucruri de anumiți factori, nu știu, materiale promoționale cu CSM, fulare, da, încă n-am ajuns, da, încă n-am ajuns să lucrează. Sincer, am dat la vreo 3 firme să lucreze la emblema clubului. Este... Nu mi-a ieșit ce vreau, va trebui să o prezint în fața Consiliului Local să o aprobe. Sper că într-un final, împreună cu comitetul acesta director, să mi-aprobe una din modele. Pentru că este destul de dificil de realizat, că trebuie să respect acel statut, regulament. Se va face și aceea. Da, am făcut niște promoționale așa din banii mei mai mult.
să văd cam cum iasă, sunt curios. Se lucrează, crede-mă, la CSM. Se lucrează. Și o să vadă asta prin, cred că prin, pe la sfârșitul decembrie putem avea o emisiune atunci să mă tragi de mânecă și să-mi spui ce faci. N-ai nicio grupă de copii. Echipa de basket nu există. Handball n-ai făcut și atunci nu mai pot să zic nimic. Atunci nu mai am ce să zic, o să stau capul pământ și probabil că o să-mi iau bagajele și o să plec. Pentru că nu sunt omul să stau agățat pe un scaun la... Activitatea dumneavoastră va fi analizată și de alții. La... Sincer, nici nu prea mă interesează. Vreau eu, că așa e normal când am venit aici să-mi propun să fac lucruri, nu să le vorbesc doar. Bun, nu mai avem multe minute la dispoziție, ba chiar vreo două minute. Sunteți om de fotbal la bază și vreau să vă întreb ce părere aveți despre situația de la Pandurii Târgu Jiu și despre faptul că o echipă din Gorj se întoarce în eșalonul 3, mă refer la Gilortu Târgu Cărbunești. Aș vrea să încep cu felicitările pentru Gilortu, pentru că au ceva tradiție în spate și sper să-și facă un plan bun, măcar pentru a rezista în Liga 3, ceea ce e foarte bine pentru județul Gorj. E un lucru foarte bun. Aș vrea și la anul să mai promoveze și altă echipă. E un oraș drag mie, care mi-aduce aminte de încleșteri pe vremea când jucam și eu contra lor în anumite divizii. De Pandurii nu prea sunt multe de spus, din păcate. Nu știu, nici nu sunt acolo. Au probleme grave. Nu înțeleg de ce nimeni nu-i ajută, sunt așa, ai nimănui, cumva, parcă și lumea a lăsat, cu toate că am fost la meciuri și au un nucleu așa de câteva sute spre 1000 de spectatori. Ei, au foarte mulți acolo, așa că până la se inaugurează stadionul municipal mai tot retras. Sper că într-un final să se găsească soluții pentru această echipă faniona orașului Târgu Jiu, pentru că ar fi păcat să... Cu toții sperăm. Hai să mai citim foarte repede din întrebările care ne-au venit de la domnii respectiv. Mă refer la domnul antrenor Radu Costel și la domnul Constantin Andriucă. Spune domnul Radu Costel, fără răutate, ca să plece într-un proiect cu vârful piramidei Divizia și nu cu baza piramidei junior, consider că este o greșeală. Proiectul de fezabilitate a echipei de Divizia A fete a fost prost calculat. Bine, este părerea dânsului. Eu am venit la să preiau această echipă la rugămintea total lor. Nu m-am dus eu, n-am vrut eu să iau acea echipă. Înțelegi? Deci am fost sunat de acolo să preiau această echipă, că e păcat, că s-au investit bani în acele copile. Nu era visul meu, dacă mă întrebi. Bun. Domnul Andriucă zice în felul următor, noi plătim 5 milioane pe lună la debarcader lunar, primăria poate să facă ceva și pentru copiii orașului să ne asigure un teren de fotbal gratis, așa cum asigură sala la handbal și fotbal. Eu aș vrea să-l asigure, pentru că merită, toți merită să fie ajutați. Păi și ce teren de fotbal ați putea asigura? Eu nu am cum să asigur CSM-ul, pentru că nu am secția respectivă. Dar pot să vorbesc, pot să mă bat pentru ei. Nu există, în Târgu Jiu nu au fost așa multe stadioane. În afară de ce a fost, s-a cam dus. Vechiul CPL-ul, Artego, nu au fost prea multe așa stadioane. Mă gândesc că s-ar putea face, cei care... Mă gândesc că se pot face baze noi. Deci trebuie să se facă o bază nouă. 100% cred că o bază nouă ar fi singura soluție. Și asta e o temă pentru consilierii noștri locali. Da, este... Care și-au propus mărirea salariilor. Nu zic că poate nu merită. Muncesc acolo pentru comunitate, da, dar o bază, un teren de fotbal pentru... Nu un teren de fotbal, Cătălin, nu. Hai să... Dacă tot facem lucrurile, ca și la acest... Când se bagă toți acum și au strategii, dar încă o dată, repet, 15 ani nu au făcut nimic. Dacă vor să facă ceva pe fotbal, hai să le facem ca lumea. Da. Du-te, frate, la preajma, ia 100.000 de metri pătrați. Da. Cu un euro sau nu știu cât, nu știu al cui terenul ăla, nu mă interesează, eu n-am. Așa. Fă o bază serioasă cu mai multe terenuri, bun, cu loc de cantonament și după aia două cu evrei. Pentru la că la Craiova... Eu mă gândesc că nu s-a făcut nimic în ultima vreme, păi, să mai trebuie terenul de fotbal. În afară de investiția asta primăriei din școli,
Și vorbim de terenuri de mini-fotbal, da. Da? Dacă putem spune așa. Nu mi-amintesc un teren de fotbal care să fi fost construit. Ba chiar păi unii au făcut gură că s-a acopertat iar sinteticul ăla. Exact. Au venit și au... Dar aș mai vrea să punctez puțin pe acest, pe acest subiect. Vă rog, ultima idee. Am ajuns la final și... Pentru că în alte județe s-au făcut consiliile județene, primăriile, cine a făcut, dar de obicei consiliile județene au creat baze, cum e la Craiova, e cel mai bun exemplu, e la 100 de kilometri. Cu trei terenuri mari, cu vestiare. De ce nu se poate și la Târgu Jiu? Temă pentru consilier. Poate o să se poată. Mulțumesc frumos, domnule Băleț. Multă, multă baftă. Aveți o muncă grea în fața dumneavoastră și sunt convins că o să reușiți să o scoateți la capăt până la urmă. 100%. Doamnelor, domnilor, eu sunt Cătălin Pasăre. Punem punct aici emisiunii noastre Sportul Gorjean. Ne reîntâlnim în fiecare marți de la ora 20:15. Până atunci, s-au zis mai bine.